O fetiță de numai 7 ani a trecut prin foc ca să-și salveze surioara de 1 an. Copila a văzut flăcări la mansardă unde se afla sora ei. Și în loc să fugă să le spună părinților, a luat bebelușul în brațe și l-a dus într-un loc sigur. Abia apoi le-a spus adulților ce se întâmplă. Chiar dacă locuința a fost distrusă aproape în totalitate, oamenii sunt fericiți că niciuna dintre fetele lor n-a pățit nimic. Au copii în casă? I-au scos, au ieșit copiii din casă. Două surori, una de 1 an, cealaltă de 7. Părinții lor erau la câțiva metri departare, într-o altă cameră, când au izbucnit flăcările. Adulții nu și-au dat seama însă că cele două fete sunt în pericol de moarte. Fetița de 7 ani a realizat ce se întâmplă, dar nu s-a pierdut cu firea și a luat sora mai mică în brațe și a fugit. După ce și-a salvat sora, i-a alertat pe părinți și pe bunicii care locuiesc în casa învecinată. Câteva minute mai târziu, când au intrat pompieri în curtea oamenilor, ardeau mansarda și acoperișul casei. S-a intervenit cu 5 autospeciale de apă și spumă. Focul se putea extinde și la casa bunicilor. Singurul impediment a fost sunt casele lipite una de alta. Casa bunicilor n-a fost atinsă de flăcări, dar locuința din care au fugit cele două surori a fost distrusă aproape în totalitate. Pagube mari? Păi, dar toată casa din spate. Cel mai probabil incendiul a izbucnit din cauza unui scurt circuit. Până când vor reuși să-și repare locuința, părinții și cele două fete vor locui în casa bunicilor.